Duminică după amiază, în jurul orei 15, pompieri mușceleni au fost solicitați să intervină în zona blocurilor Turn, cartierul Vișoi din municipiul Câmpul Lung. Un apel la 112 anunța că unul dintre locatari nu mai fusese văzut de câteva zile. Vecinii s-au gândit la ce este mai rău, așa că au solicitat ajutor. La fața locului au ajuns pompierii mușceleni, un echipaj SMURD, dar și un echipaj al poliției. S-a pătruns în locuință prin forțarea ușii de la intrare, înăuntru fiind găsit proprietarul apartamentului în vârstă de 69 de ani, decedat. Am fost solicitați pentru o deblocare ușe, posibil persoană surprinsă. Am procedat la deblocarea ușii, am constatat că înăuntru exista o persoană de sex masculin, prezenta urme de rigiditate cadaverică. Vecinii spun că bărbatul locuia singur și știau despre el că ar fi avut ceva probleme de sănătate. Cu ceva timp în urmă s-a asesinat, a fost tot anunțit cu copii, la spital, avea ceva la ficat, probabil. Era oricum în ultima fază. Și locuia singur? Da, de mult, de foarte mult timp era singur. Și nu l-ați mai văzut zilele astea? Nu, cred că acum vreo două săptămâni pe stradă l-am văzut, dar abia mai mergeam. Din nefericire, multe persoane în vârstă care locuiesc singure ajung să sfârșească în propriile locuințe departe de cei dragi.